știi? Că vorba aia, dacă nu mai am ce posta pe YouTube, vreau să postez acest Volkswagen electric, ID3, care este el, și cum îl vopsim noi în culoarea asta specială de Lamborghini. Și pe lângă asta fac clipul ăsta pe YouTube pentru că vreau să vadă că mi-am luat telefon nou și că filmează mișto și că se vede țiplă pe YouTube și aia e. Și poate au, nu știu, nevoie și alți oameni să vopsească mașina asta și nu știu că acest ornament negru aici este lipit cu 3 dungi de adeziv, dublu față, și se scoate foarte, foarte greu. Fac YouTube, mă, să știe și alții cum se dă ăla negru jos de acolo. Da. Și să știe și să vadă cum arată mașina înainte de vopsitorie și cum o să arate după vopsitorie. Așa cum vă spuneam, coaja de portocală este... Stați puțin. Stați așa, că e cu bulangi. Da. Deci dacă plimbați lumina asta, neonul ăsta, dacă îl plimbați așa pe caroserie, o să vedeți că toată mașina este coajă de portocală, da? Vă uitați și aici în lumina asta, pe aici, da? Deci toată mașina este coajă de portocală, pentru că coaja de portocală este un element de siguranță din fabrică. V-am mai zis, dar nu vă mai învăț vopsitorie, că știți voi, vorba aia. Ursuri, pe Dalia, Dani. Da, știu, ai nou. La City, acolo, la Bicu și la Răzvan. Da, da, da. Frumos. Frumos. Mai ce să zic? N-am. Nu știu dacă l-a făcut la Iniesta. Și pune colant aici, mă, n-aș sta să vopsesc aia de două ori. E păcat de mașină, mă, frate. În sfârșit, fiind o mașină electrică, nu-mi pare rău de ea, dar ca idee. Da. E țiplan. Lamborghini, domne. Ce vorbești? Ce vorbești? Adică când te urci în mașină,
Da, vreau să vă arăt vorba aia, tavanul plin de stele. Avem o ședință, da, așa arată interiorul. Că na, am zis că poate vreți să vedeți și interiorul. Asta a fost ID3-ul vopsit în culoare de Lamborghini. Că așa a fost cerințele, așa a fost cerințele, vorba aia, că na, să vorbesc și eu în termen de vopsitorie, știi? Că altfel nu e bine. Sper să-mi dau prelungire aia, acum că e joasă. E low rider, vorba aia. Da. E o mașină, sau e o încercare de modificare a unei mașini electrice a proprietarului. Foarte ok. N-am ce să comentez, n-am ce să zic. Interiorul. Făcut costum, cum le place băieților să zică. Haideți să comentăm și de exterior. Opa așa, opa așa, tăticule, așa e la, de la o vârstă. Da, arată bine la soare. Ce să zic. Nu e rău. Acum e vorba de gusturi, de fiecare, cum e, cu pe nou, pe vechi, pe, cu tare, cu tare, cu tare. Cum își dorește fiecare, domn. Vorba de gusturi, nu le schimbăm noi. Și asta e, putem să le comentăm, dar nu le schimbăm. Asta e. Facem așa ca să nu mai fiu pe umbră. Daniele, tu până când ai stat aici? Nu știu, până la 4, 3, nu, până la 2 jumate am stat. Așa, și nu știi cine mi-a scos mie oglinda de sus, de la... Ce? De la parapliz.